În ziua de cinstire a Sfântului Ierarh Nectarie, obștea monahală de la Schitul Brădetu și-a sărbătorit ocrotitorul. Pelerinii veniți din multe zone ale țării au avut bucuria de a participa la Sfânta Liturghie, oficiată în altarul de vară de înalt preasfințitul Părinte Arhiepiscop Calinic, împreună cu un sobor de preoți și diaconi. Ierarhul a adresat un cuvânt de învățătură amintind de smerenia și răbdarea Sfântului Ierarh Nectarie, care a dobândit de la Dumnezeu darul sfințeniei pentru că a iertat pe toți cei care l-au asuprit. Dumnezeu lucrează prin sfinții săi. Am citit de firul apăr tot ce s-a scris despre Sfântul Nectarie. Ei, am ajuns la concluzie, de exemplu, unul din, cum s-a zis acolo, s-a citit, îngrijitorul, administratorul seminarului s-a îmbolnăvit. Și n-a mai venit o săptămână, o zi, o două, o lună. Cine credeți că făcea lucrarea, serviciu administratorului, a portarului, a îngrijitorului? Directorul, Sfântul Nectarie. Se scrie acolo că el lucra, el mătura civil acolo, noaptea, ca să nu-l vadă nimeni, când toată lumea dormea cu ușa încuiată, el lucra în tot seminarul. Da. Ei, săracul de el. Acum călugării de la Athos, când se rugau, Domne, e sfânt sau nu? Cum întrebam și eu, este sfânt sau nu este sfânt? Și a pus pe călugări să postească 3 zile și 3 nopți, să roage și să arate dacă Nectarie e sfânt sau nu. Ei, seara, când erau la masă călugării, aud bătând în ușă. Bate cineva în ușă, se deschide ușa și apare Sfântul Nectarie viu, fizic, pe picioarele lui. Și spune starețului, se adresează starețului, nu mai pune călugării să postească și ca să vi se arate dacă Nectarie este sfânt sau nu. Ia uite, am venit să vă spun chiar eu, că m-a sfințit Dumnezeu, nu pentru faptele mele, că n-am avut eu fapte, nu știu câte și nu știu cum, m-a sfințit Dumnezeu pentru că am iertat. Ziua de 9 noiembrie a început să devină așa o sărbătoare care se cuprinde așa aproape toate eparhiile Bisericii Ortodoxe Române, datorită faptului că este prăznuit Sfântul Ierarh Nectarie, care a început să fie foarte iubit de credincioșii noștri români. Iată și aici, înalt preasfințitul Părinte Arhiepiscop Calinic a avut inițiativa să aibă un schit în cinstea Sfântului Ierarh Nectarie și cu bucurie vine întotdeauna la Sfântul Nectarie, avându-l alături de Sfânta Filoteea și de Sfântul Ierarh Nicolae la inima sa ca un sfânt ocrotitor. Bucuria s-a concretizat prin faptul că împreună am avut această slujire arhierească și timpul ne-a ajutat și bunii credincioși argeșeni sunt sigur că au primit harul, mângâierea, ajutorul, pacea și liniștea și toate cele care au simțit ei că au nevoie în viețile lor. De-a lungul timpului, schitul care datează din vremea domnitorului Mircea cel Bătrân a rezistat peste secole ca obște de călugări, fie de sine stătătoare, fie ca metoc al mănăstirii din Curtea de Argeș. După 130 de ani, din dorința a 3 călugări, s-a pornit la o ctitorie nouă, la 800 de metri altitudine, deasupra satului Brădetu. Schitul nou s-a numit după numele celui din vechime și a fost închinat acoperământului Maicii Domnului, Sfântului Nectarie Tămăduitorul, Sfântului Ierarh Calinic de la Cernica și Sfântului Cuvios Ioanichie cel Nou de la Mușcel. Astfel s-a creat o punte între trecut și prezent prin reînființarea noii obște monahale. Odată cu finalizarea construcției noului paraclis în anul 2005, a fost adusă la Biserica Brădetu icoana Sfântului Nectarie, pictată pentru schitul Brădetu de monahiile din Mănăstirea Sfintei Treimi din insula Egina. Mai mult, în noul paraclis au fost aduse părticele din moaștele Sfântului Ierarh Nectarie, care au fost așezate într-o raclă aurită.